Iată, domnule domnișoarelor și domnilor, ne aflăm din nou în biroul domnului primar Țione Petre, datorită faptului că domnia sa a dorit să-și exprime câteva opinii la dreptul la replică pe care l-a avut la noi în emisiune domnul consilier local Cercel Florian. Vă rog, domnule primar. Ce să vă spun? Sper să fie ultima mea intervenție, pentru că am foarte, foarte multă treabă, am multe proiecte, am foarte, foarte multe probleme. Anul ăsta ne confruntăm cu probleme absolut deosebite, în primul rând financiare, dar nu pot să las să nu precizez câteva lucruri în legătură cu domnul Cercel. În primul rând, cred că domnul Cercel și-a ales greșit spațiu unde să-mi dea mie dreptul la replică. Pe internet, în spațiu virtual, cei care accesează pagina dumneavoastră, postul dumneavoastră de radio, paginile de Facebook, sunt oameni educați. Sunt oameni care pot face analiză atât în legătură cu afirmațiile mele, cât și cu afirmațiile lui. Acum, ce să vă spun? Domnul Cercel a ales o variantă, calomniază, 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 până la urmă rămâne ceva. Dar vreau să fac o precizare extrem, extrem de importantă. Nu cred că eu sunt ținta reală a acestui atac. Nu cred. Eu cred că ținta reală este, de fapt, Milescu. Și dacă veți pune cap la cap toate informațiile, o să vedeți că și cele mai multe cereri pe care le are domnul Cercel vis-a-vis de primăria, unde încearcă el, spune, să ne toace, sunt, de fapt, lucruri arhiștiute care s-au petrecut în mandatul lui, dar acolo strecoară niște lucruri care pe mine nu mă privesc. De exemplu, raportul Curții de Conturi pe 2009, 2010, 2011, 2012. Sunt tare curios la ce îi poate folosi studierea acestor rapoarte ale Curții, care el le-a avut în perioada cât a fost viceprimar, dar probabil la vremea respectivă primarul din perioada aia, nu știu, poate n-a avut acces la ele, nu știu. Dar să trec la niște lucruri mai concrete. Dumneavoastră, care din păcate când a încercat să vă ia părtaș zicându-vă, ați văzut domnul Dragon, ați fost acolo, tăcând, l-ați aprobat. Este incorrect, iar eu solicit tuturor celor interesați doar să vadă ședințele de Consiliu Local. Mă acuză că nu cunosc legea. Eu cred că a fost de 8 ani primar, chiar și cu mine 7 luni, degeaba. Nu știe nici măcar ca să inițiez un proiect de hotărâre de Consiliu Local pe orice temă, în primul rând să face un raport de specialitate de către compartimentul care are legătură cu respectivul proiect. Raportul de specialitate este vizat de legalitate de către secretarul primăriei. Asta este procedura. Abia apoi ajunge la mine, care fac o expunere de motive și inițiez proiectul după ce trebuie să mi se dea mult mai multe informații decât ce este prins în raportul respectiv. Dacă ați observat dumneavoastră în interviul dat de domnul Cercel, afirmă
cum a venit meșterelul la el, cum s-au consultat și cum au făcut acel memoriu. Păi doar cu câteva zile înainte, în cadrul ședinței de Consiliu Local, și încă o dată fac apel la toți care sunt interesați, să vizioneze ultima ședință de Consiliu Local din 28 ianuarie. Domnul Cercel s-a arătat atât de surprins și nu știa nimic de existența acelui memoriu și cerea cu insistență să îl dau să vadă și el ce scrie acolo, că vezi, Doamne, nu știe despre ce este vorba. La câteva zile, dând acest interviu, povestește cum a venit meșterelul la el și cum au analizat, cum au fost împreună la Dunăre, cum au făcut, au vizionat. Trageți dumneavoastră concluziile, cei care vă uitați la această emisiune. Cu trei zile înainte nu știa, iar apoi știa absolut fiecare punct în parte. De ce fac apel la inteligența dumneavoastră, cei care vă uitați? Eu n-am spus niciodată că n-am avut firmă în anul 2001. Eu am spus că n-am avut niciodată firmă în 2001 cu obiect de activitate de ratizare, așa cum eram acuzat în memoriu făcut de meșterelu, că aș fi primit 800 de milioane în anul 2001 de la primăria Oltenița. Domnul Cercel flutura contract și o hotărâre de Consiliu Local din 2001 în legătură cu firma Bivio. Păi firma Bivio eu am din 1992, nu din 2002, că am văzut că e extrem de dezorientat. Zicea că e consilier din 2002 și are 20 de ani, din 2002 până astăzi n-a trebuit cum să... Și a folosit de mai multe ori. E dezorientat. Eu nu sunt disperat, am încercat doar să fac anumite precizări. Și pentru că de data asta mă văd obligat, domnule Dragon, poftiți întregul material pe care l-a dat meșterelul să-l puneți pe site. După ce a fluturat acea hotărâre în care reieșea clar că firma Bivio a făcut acel schimb cu primăria, vine fără să mai precizeze firma și vă arată un contract de prestări servicii între Olsan Vex, firma tot a mea, și RAGCL. Domnilor, eu am afirmat că am înființat firma în anul 2002 am încheiat acel contract cu RAGCL-ul, dar nu eram nici consilier local, nici primar, nici viceprimar, eram un simplu agent economic, puteam să închei contracte cu oricine. La fel, certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului, vi-l dau, domnule Dragon, să-l puneți pe site, să se vadă că firma este înființată în 2002. El când flutura la dumneavoastră acel contract, nu v-a spus cine era titularul de contract. Deci, încă o dată vă spun, în 2001 nu am avut firmă cu acest profil de activitate, dar mai mult, niciodată, pe nicio firmă a mea, n-am avut niciun contract cu primăria Oltenița. Ca să fie extrem, extrem de clar. Trec la un al doilea punct în care mă acuză și face atât pe neștiutorul cu acea clădire din port. Și vreau să vă spun că 100% domnul Cercel a avut
încă din 2003, aceste hârtii care eu vi le arăt acum, mai mult de 2005, i le-am dat personal și lui Costinel Milescu. Și este un autodenunț făcut în 11.02 către procurorul șef, în care spun în parte finală că suport toate cheltuielile să se facă expertize asupra celor două spații și în final spun în cazul în care valoarea imobilului denumit spațiu comercial este mai mare, mă oblig să suport diferența sau să cer anularea schimbului. 11.02. În 11 iunie 2002 am primit răspunsul de la procurator. Vă facem cunoscut că prin rezoluția 605/2002 s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de dumneavoastră în cauză. În urma cercetărilor efectuate cu privire la schimbul de spații între SCE Bivio, al cărui administrator sunteți, și Consiliul Local, s-a stabilit că acesta s-a încheiat legal și în condițiile avantajoase primăriei. Ăsta este răspunsul procuratorii la 4 luni după ce eu am făcut acel într-un fel autodenunț către domnul procuror șef. Pe amândouă vi le dau, domnule Dragon, să le puneți pe site. Ca să fie extrem de clar totul. Îmi pare rău, domnule Dragon, că deja s-a spus o săptămână, iar eu, dacă eram în locul dumneavoastră, chiar dacă sunteți un ziarist vechi și eu vă apreciez foarte mult, de-aia am ales să, la dumneavoastră să-mi expun punctele de vedere în detaliu, că nu i-ați luat un interviu lui Meșterelu. Am discutat, domnul Meșterelu, eu l-am contactat și a refuzat. Domnul Meșterelu, îmi pare rău de el. N-am vorbit în viața mea. Eu l-am viața contactat mea e ca mult să spus. Dea un drept la replică și mi-a zis că nu. Deci eu în ultimul an n-am vorbit cu Meșterelu niciodată, nici cu el, nici cu familia lui, sub nicio formă. În nicio conjunctură. Numai că vreau să vă spun că este extrem de curios afirmația domnului Churchill, care spune că s-a dus Meșterelul la el. Cel care l-a dat afară pe Meșterelul din primărie pentru băutură este domnul Churchill. Uitați documentul. E greu de crezut că după ce îl dai afară pe un om, tocmai la tine, din 19 consilieri, vine să întrebe ceva. Acest om, de care efectiv mi-e milă, este într-o stare destul de gravă de sănătate, din informațiile pe care le-am primit, și este motivul pentru care am hotărât să nu-l acționez nici în judecată, nici în nimic. Dar, pentru că a escaladat de asemenea manieră toată această poveste, aștept rezoluția procuraturii în urma anchetei a plângerii penale pentru care am fost anchetat și nu există altă variantă decât NUP-ul. N-are cum să fie altceva. În momentul în care voi avea NUP-ul, îl voi acționa în judecată chemând în garanție întreaga familie. Pentru că să mă terfelească în felul ăsta Churchill, făcându-se că nu știe nimic, aruncând totul pe Meșterelu, deja e mult, mult prea mult. Sunt fiu al Olteniței, nu cred că m-a văzut cineva vreodată pe stradă cu vreun bodyguard, cu poliție locală după mine. Eu mă duc de unul singur peste tot. Umblu pe străzi, umblu în piață, vreau să fiu extrem de bine informat cu ce se întâmplă. Povestea cu gorilele e o glumă
Hai să-i zic glumă, dar văd că nu e glumă. Cel puțin de o prosie și de o... care îl descalifică pe Churchill. El știe că nu sunt capabil de așa ceva. Da? Să-i răspund în continuare în legătură cu sensul giratoriu. Acum vreau, nu vreau, trebuie să răspund la ce spune el. E o minciună totală că s-au folosit materiale de la noi. Singurul lucru care s-a folosit de la noi la propunerea domnului Churchill, insula centrală a sensului giratoriu, este bordată cu borduri de granit. Aceste borduri noi le-am achiziționat pe primărie, dar nu figurează sub nicio formă în devizul făcut de firma respectivă. Dacă ați văzut dumneavoastră cu câtă lejeritate, că el nu știe, că el decât întreabă. Domnilor, am făcut ieri apel la Giovanni, patronul site-ului Oltenițeanu, dacă este corect să umble să scoată filmările de la sensul giratoriu. Churchill împreună cu Stoica Nicușor l-au trasat, Churchill împreună cu Manciu Mihai, pentru că pe vremea ei erau prieteni foarte buni, au supravegheat toate lucrările. Lucrările la acest sens giratoriu, fără TVA, au costat 570 de milioane. Eu cred că se poate face o comparație între 30 și ceva de miliarde ce îmi propusese el și cu cât am făcut noi sensurile. S-au mai folosit utilaje de am cărat, de am adus niște pământ. Nu sunt prinse în situațiile de lucrări. Aia nu este lucrare cu patru pastile cu insula centrală care să fi fost făcută de oamenii primăriei. Și ați văzut, spunea că nu știe firma. El a ales firma. E vorba de Fido. Cum poate să spună că nu știe firma când în memoriu pe care vi l-am dat adineauri, pe care din informațiile care le am, este scris în întregime de către Churchill, scrie negru pe alb că a lucrat firma Fido. Cum poate să spună acum că nu știe cine a lucrat la sensul giratoriu? Ca să fac o glumă, ar însemna să-i solicit banii înapoi care i-a luat. Pentru că dacă afirmă că nu știe nimic despre sensul giratoriu, care l-a avut ca sarcină de servici, este adevărat că între primar și viceprimar nu se dau sarcini scrise. Același lucru este despre grădiniță. Că și la grădiniță afirmă că nu știe nimic. După ce am luat aprobarea Consiliului Local să intervenim, să stopăm acea, cum să spun eu, degradare vizibilă a grădiniței, domnul Churchill a primit ca sarcină de la mine să-l contacteze pe domnul director Benea. Împreună l-au contactat pe arhitectul care a făcut proiectul și împreună cu arhitectul au stabilit un stadiu fizic al lucrării. Stadiu fizic ce înseamnă? Cât ar trebui la noile prețuri de materiale, cât ar costa să finalizăm grădinița. Stadiu fizic întocmit de către acel arhitect ne-a indicat o sumă de 6 miliarde și jumătate. Cu suma respectivă am venit în Consiliul Local, am luat aprobarea Consiliului Local să alocăm acea sumă, toată lucrarea s-a făcut de către școala numărul 5, pentru că acea
clădire era licitată, constructorul era un constructor de la Călăraș care l-a luat sub antreprenor pe Matei. Avea un diriginte de șantier care eu cred că este un om extrem de integru și de valoros, mă refer la Belicu, care este și proiectant, este inginer. Nu am avut motive, nu mi-a dat nimeni motive că n-ar fi în regulă. Și acum afirm cu tărie că s-a făcut un lucru extraordinar. Ce vă spun eu, primăria Oltenița în mandatul meu a alocat pentru acea grădiniță în total 6,7 miliarde lei. Vorbesc în bani vechi. Că domnul Cercel din nou spune că nu știe. Nu fi fost la serici. Probabil că din aceste motive vechiul primar vreun an jumate nu i-a dat salariu. Pentru că venea doar în aparență la servici, dacă acum spune că nu știe nimic. Și tot în legătură cu bodyguards, cu gorilele, cum spune el, cred că e de notorietate. Poate vreau să vă spun că unii îmi reproșează că merg prea mult printre oameni și nu este absolut nimeni cu care, dacă îmi solicită, nu stau de vorbă. Privința legalității. Că spune că am fi afirmat eu că legea e facultativă, ceva de genul ăsta, în piață. Că le-am răspuns la unii oameni în piață că unde se aplică legea ca să o aplic eu în Oltenița. E o glumă cel puțin proastă. Care, în primul rând, pe oamenii educați, ar trebui să-i deranjeze. Că Cercel afirmă așa ceva. Legându-se de această legalitate, de această râde, decât că dacă ești un observator mai bun și ai lucrat mai mult timp cu oamenii, vezi că e un râs forțat. Când vorbește despre mine că nu știu să fiu primar, n-am făcut școala de primar. Am venit în primărie și, din păcate pentru mine, domnul Cercel nu mi-a transmis nimic dinainte. În afară de a-l persifla tot timpul pe băiețașul care a fost primar și de a-mi cere tot timpul să dau oameni afară cu care el a avut diferende, domnul Cercel mi-a dat o listă cu așa zisele proiecte ale lui Milescu în care nu era nimic. Ulterior am văzut, sunt foarte multe studii de fezabilitate. Unele care nu le mai putem pune în practică, dar, de exemplu, Casa Verde și reabilitarea termică a primăriei încă mai pot fi de actualitate. Inclusiv studiul despre anumite străzi, studiul de fezabilitate despre anumite străzi din oraș, îl voi folosi. Și râde domnul Cercel de afirmația mea că am a patra semnătură. Domnul Cercel, e mai greu cu limba română. Eu când am vorbit a patra semnătură, m-am referit ordinea de a semna un document. Și un copil știe că semnătura primarului este cea mai importantă și că fără semnătura primarului nu există niciun document. Numai dacă primarul își deleagă către viceprimar să poate să semneze când el este plecat, poate semna altcineva. Dacă primarul nu are viceprimar și pleacă în concediu, nimeni din primărie nu are voie să semneze în locul primarului. Dacă nici măcar atâta lucru nu știe, îmi pare rău pentru el. Am atâtea documente care aș putea, că sunt înconjurat de ele, să vă arăt dinamica, dar vă spuneam mai devreme, orice vrei să cumperi sau să inițiezi în primărie și ca investiție,
trebuie să aibă prima dată, deci să aibă la bază, un referat întocmit de cineva de specialitate. De exemplu, la sensul legislatorii, prima semnătură este a dirigintelui de șantier care îl supraveghează. Dirigintele de șantier îl reprezintă pe primar, pe Consiliul Local, vis-a-vis de constructor. El e cel care semnează primul documentul, dacă îi convine. Dacă lucrarea nu-i corespunzătoare, dirigintele n-are voie să semneze. Pentru că dirigintele are un contract de prestări cu noi. A doua semnătură o are urbanismul. Pe toate aceste documente, domnul Mardare, pe toate situațiile de lucrări, are semnătură. Urmează semnătura de la Direcția de Finanțe, iar apoi eu am ultima semnătură.